Lasă că merge și așa. Este una dintre afirmațiile pe care le găsesc totdeauna, le aud și le văd în jurul meu. Le văd în sensul că le văd rezultatele. Văzând și făcând, ne descurcăm noi la fața locului. Nu e nevoie chiar să fii așa exact la cel mai mic detaliu. Merge și cu anumite abateri. Dragii mei, aveți dreptate. Merge în foarte multe lucruri. Totuși, sunt câteva domenii în care nu merge și așa. Spre exemplu, dacă e copilul tău, nu merge oricum. Dacă este copilul tău, vrei să fii exact, vrei să faci ce este cel mai potrivit pentru ca niciodată copilul tău să nu poată să sufere din cauza unei deplasări în stânga și în dreapta, unei schimbări minore care poate să aibă efecte. Majore în viața cuiva. Și repet, dacă este copilul tău, acel cineva contează. Dacă ești în zona atomică, în zona aceea extrem de precisă, nu-ți poți permite greșeli. O greșeală cât de mică poate să aibă rezultate fatale. Un Cernobâl. Sau altceva de felul acesta. Dacă ești în zona genetică, acolo, la nivel de gene, și încerci să editezi ceea ce Dumnezeu a pus în ființa umană, o mică greșeală poate să însemne ravagii la nivel planetar. Poate să însemne, eu știu, scăparea din laborator a unui virus făcut de așa natură încât corpul omenesc, ființa umană, nu este în stare nici să-l detecteze și nici să ia măsuri de apărare împotriva lui. Condițiile de laborator se spune că ar fi fost cât de cât responsabile pentru apariția lui COVID-19, care apoi scăpa din laborator, ne pune în situația de astăzi. Nu vreau să arăt cu degetul spre cineva anume, Vreau doar să ne facem conștienți că lucrul acesta este posibil. În zborurile noastre interplanetare, cosmice, o mică greșeală de traiectorie, la început extrem de mică, poate să constituie un macaz cosmic care să conducă la pierderea unui echipaj, a unei nave. Ce vreau să spun? Există zone în care se poate spune merge și așa sau merge oricum sau văzând și făcând. Ne descurcăm noi la fața locului. Există zone însă unde trebuie să fii extrem de atent și de precis. În Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 13, preotul Cornilescu, traduce în Sfânta Scriptură într-o modalitate nouă. Ar fi putut traduce, spre exemplu, textul respectiv spunând complet. Ar fi putut să spună în tocmai. Dar el traduce formând o licență de limbă și anume spune voi să ascultați de Dumnezeu în totul totului tot. Îmi place foarte mult această afirmație. Mi se pare una dintre cele mai puternice forme de expresie a limbii române în ceea ce privește completitudinea. Vezi, să asculți în totul totului tot. De ce? Hai să mergem puțin mai departe. Psalm Ioan, Apocalips. Apocalips, 22, 18-19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile care sunt în cartea aceasta. Apoi, dacă scoate ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Sfânta Scriptură are grijă să nu tolereze modificări, să nu spună merge și așa. Sfânta Scriptură are grijă să spună despre sine în totul totului tot. În altă parte, Domnul Iisus Hristos spune, o iotă sau o frântură de slovă nu va trece până când se vor întâmpla toate lucrurile acestea. Vă rog să observați, Dumnezeu spune, eu am grijă ca nicio iotă, o frântură de slovă. Pe bine, dacă Dumnezeu este așa de atent la cuvântul său încât El respectă fiecare frântură de literă, cum ar trebui să fim noi? Dacă va adăuga cineva ceva, dacă va scoate cineva ceva. Apoi, Ioan 10 cu 35, Mântuitorul spune: Și Scriptura nu poate să fie desfințată. Cu alte cuvinte, Scriptura nu poate să fie schimbată. Nu poți adăuga, nu poți scoate, nu poți desfința, nu poți trece cu vederea. Scriptura este Scriptura, este Cuvântul lui Dumnezeu. În totul, totului, tot. Repet lucrul acesta până va intra. Foarte clar în mintea noastră. Pentru că ceea ce vom studia astăzi este o problemă de minte, este o problemă de înțelegere. Noi ne-am luat libertatea de a produce modificări și, datorită lucrului acestuia, în mintea noastră a apărut. Idei, a apărut concepte în care noi credem că Scriptura nu este foarte exactă și nu este foarte pretențioasă în ceea ce privește exactitatea ei, când în realitate Dumnezeu ne spune nu este așa, Scriptura cere o, o, o conformare 100% cu principiile ei. Ultimul text, Psalm 119:89 ne spune jos Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci, în ceruri. Deci, cuvintele lui Dumnezeu care au ajuns la noi pe pământ, aici, ele au un corespondent în ceruri și, dacă noi le schimbăm aici, pe pământ, permițându-ne lucrul acesta, mărturia lor cerească, divină, rămâne stabilă în ceruri. Iar noi vom fi uh, judecați în legătură cu schimbările mici pe care le-am făcut la nivelul acesta. Repet, important, cuvântul tău, Doamne, dă nu e în veci, în ceruri. Ca să înțelegem că nu este o uh, aberație sau uh, ceva prea mult spus. Aduceți-vă aminte de rugăciunea Tatăl nostru, Rugăciune care spune Tatăl nostru care ești în cerul sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, cum e în cer, așa și pe pământ. Dragii mei, noi nu suntem o zonă diferită de univers. Prin crucea Domnului Isus Hristos, prin cuvântul său, prin inițiativa sa, prin coborârea sa la noi. Noi am intrat în zona aceasta autorității universale, astfel încât Mântuitorul poate spune cum e în cer și pe pământ. Probabil că Satan, probabil că Lucifer, probabil că Marele Vrăjmaș ar fi vrut să spună niciodată să nu fie pe pământ cum e în cer. Dar Mântuitorul a venit și l-a contrazis foarte clar și a spus rânduiala de pe pământ trebuie să fie în rezonanță cu rânduiala din ceruri. Dacă împărăția cerurilor a coborât pe pământ și este la îndemâna noastră, înseamnă că trebuie să existe o rezonanță între realitatea cerului, realitatea universală și pământul acesta. Pământul nu mai este un punct pierdut în univers, pământul este integrat, este reconectat la univers. Și în cadrul acestei reconectări funcționăm noi Dacă nu înțelegem lucrul acesta, vom avea probleme. Unde? Iată unde vom avea probleme. În conflictul de autoritate. V-ați gândit vreodată că noi avem o mulțime de conflicte pe baza tradiției, a datinei, a obiceiului? Noi spunem, așa e pe la noi, în zona noastră se face așa, așa am crezut eu, așa m-au învățat părinții mei. Am folosit foarte mult cuvântul pluralism în această serie dar în cadrul acestei concepții de viață în care spunem fiecare, băi, așa am pomenit. Și dacă așa am pomenit, eu Dumnezeu lucrează cu mine și mă mântuiește pe mine cum am pomenit eu. Pe tine cum crești tu, pe celălalt cum crești tu. În condițiile acestea intrăm într un conflict de autoritate cu Scriptura care spune: "Nu, nu, nu, nu e așa. Nu e așa cum crești tu. Dacă vrei să afli cum e, atunci este simplu." În totul totului tot. Așa ne raportăm noi la Dumnezeu. Când apare tradiția și datina, apar conflicte. Iată ce citim în Marcu, Evanghelia după Marcu, capitolul 7, de la 7 la 9. În legătură cu așa am pomenit eu, așa m-au învățat părinții, așa e datina pe la noi. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt altceva decât niște porunci omenești. Moștenite de la X, Y, Z. Și când spun X, Y, Z, mă refer la orice rang pe care tu îl poți pomeni. Poate să fie din zona eclesiastică foarte înaltă. Poate că ți-a poruncit înalt preasfințitul. Poate că ți-a poruncit păstorul tău. Poate că ți-am poruncit eu, Valentin Dănaiață, și zici că eu am o autoritate, nu știu cât de mare. Dar nu există autoritatea aceasta. Dacă porunca, dacă cel ce vorbește este om, și dacă el nu citează pe cel care este autoritatea supremă, adică dacă el nu vorbește din partea lui Dumnezeu, atunci tot ceea ce spune omul este doar o poruncă omenească. Mai departe. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și cine ați dat inașezată de oameni. Adică în loc să mergeți la Scriptură și să vă raportați la ea, să vedeți ce zice ea, mai degrabă citați pe Sfântul Părinte, pe Valentin Dănăiață, pe nu știu ce politician, mai degrabă căutați autorități în sfera aceasta. Și vedeți care este urmarea. El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. E o problemă aici. Știți care este problema? Problema este în frumos. Adică ne și place. Adică am desfințat elegant. Am desfințat cu măiestrie lucrul acesta. Într-un joc de raționament, noi l-am pus pe Dumnezeu jos și ne-am ridicat noi deasupra. Asta am făcut noi. Asta este tendința unde suntem. Care e problema? Haideți să vedeți care e problema. Tradiția nu face altceva decât demonstrează că noi nu înțelegem voia lui Dumnezeu. Tradiția este aceea care decupează forme, dar nu conținut. Tradiția este aceea care mă pune față în față cu ritualuri, dar uit învățătura lor. De ce spun lucrul ăsta? Sfânta Scriptură are grijă să-mi arate tendința noastră de a forma tradiții sau obiceiuri. Și veți vedea că este una dintre cele mai păguboase tendințe pe care noi le avem. Haideți să vedem împreună Geneza 32 cu 32. Este textul care spune așa, iată de ce până în ziua de azi izraeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei. Căci Dumnezeu a lovit pe Iacob la încheietura coapsei. Despre ce este vorba? Aici, în Geneza 32, este unul dintre cele mai frumoase episoade din Sfânta Scriptură în relația lui Dumnezeu cu omul. Iacob se luptă cu Dumnezeu până în zori. În zori, Iacob îl prinde pe Dumnezeu. Dumnezeu, Îngerul, îl lovește la încheietura coapsei. În momentul acela, Iacob are un moment de revelație și recunoaște că el recunoaște pe cel cu care s-a luptat, recunoaște că opozantul lui nu e un om obișnuit. Și atunci îi spune spre dimineață, binecuvintează-mă, te rog. Acolo Iacob face cunoștință cu Dumnezeu. Dumnezeu îl întreabă care este numele tău, îi schimbă numele din Iacov în Israel. După aceea merge mai departe, Dumnezeu îi spune că numele lui este minunat. Și în final pleacă de la locul acela, punând locul acelui numele Peniel, Că ce-am văzut fața lui Dumnezeu. Este. Lucrul ăsta îl va cere Moise mai târziu cu, cu tot sufletul și spune, vreau să văd și eu slava ta, ca Iacov. Asta învață Moise din experiența aceasta lui Iacov. Ce învață tot Israelul? în loc să învețe să vadă, să caute slava lui Dumnezeu, să caute binecuvântarea lui Dumnezeu, să caute ceea ce este cel mai bun în Dumnezeu, ei ce au învățat? Nu mai mănâncă vâna de la încheietura coapsei, de la animale. Și spun o punem deoparte pentru Iacov ne aducem aminte de strămoșul nostru. Asta a vrut Dumnezeu. Asta e tradiția. Asta e obiceiul. Mai departe. Întâi Samuel 5 cu 5. Până în ziua de azi, preoții lui Dagon și toți cei ce intră în casa lui Dagon, nu calcă pe prag. Dar de ce nu calci pe prag? Păi pentru Dagon. Păi de ce pentru Dagon? Păi să vezi, în momentul în care a fost adus chivotul de la Shilo și a fost introdus în templul lui Dagon și au fost lăsați acolo, amândoi, peste noapte, vrând să creeze un fel de un fel de colecție de Dumnezei, dacă doriți. Un muzeu al zeilor. În noaptea aceea, sub puterea lui Dumnezeu, statuia lui Dagon a fost luată, prăbușită și capul i s-a tăiat pe prag. Dumnezeu intenționând ca filistenii să învețe că Zeul lor, Dagon, nu e un Zeu. Chiar nu e un Zeu și că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Și a tăiat capul acolo pe prag. Au învățat asta filistenii. Nu! În loc să învețe cine este Dumnezeul adevărat și să înțeleagă pe Iahve sau pe Jehova, iată ce au învățat ei. Până în ziua de azi, nu calcă pe prag. Asta e tradiția. Dacă cumva te intrigă, dacă cumva zâmbești, asta este tradiția noastră. Noi n-am luat învățăturile, noi am decupat ritualurile și atât. Mai departe, doi împărați 18 cu 4. Pe timpul lui Ezechia se spune că a tăiat astarteele, a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel ar seseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. Despre ce este vorba? Erau în pustie. Cât timp au Călătorii prin pustie, Dumnezeu a intervenit și a oprit șerpii și toate vietățile veninoase ale pustiei care existau în locul acela, cum ar fi scorpioni și așa mai departe, să îi lovească. Când ei au păcătuit și s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a retras mâna și în momentul acela șerpii pustiei i-au mușcat. Ei tăbăriseră, practic, pe o zonă extrem de populată în șerpi. Și în timp ce nu mai puteau de durere, Dumnezeu a pregătit pentru ei un moment al mântuirii și a ridicat un șarpe în vârful unei prăjini, un șarpe de aramă, făcut de moise, și toți aceia care se uitau prin credință la ei erau tămăduiți. Prin credință la șarpe. De ce? Pentru că Israeliții știau că șarpele era simbolul lui Satan. Satan în vârf de șarpe însemna Satan biruit. Ei știau textul din Geneza, capitolul 3, care spune El, șarpele, îți va mușca călcâiul, iar tu îi vei zdrobi capul. Prima făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o lui Adam și istoriei umane despre lupta între Dumnezeu și Satan și faptul că Dumnezeu va veni într-o zi, îi va sfârma capul, dar în lupta aceasta Dumnezeu va fi mușcat de șarpe și fiul său va muri în chinuri teribile datorită acestei mușcături. Acea prăjină cu șarpele trimetea la două adevăruri în sâmbure. Una era înfrângerea lui Satan, iar cealaltă era moartea lui Isus Hristos. Oamenii care erau mușcați de șarpe stăteau între aceste două realități. Și prin credință, dacă îl alegeau pe Isus Hristos, ei puteau să aibă dreptul la viață din nou. Au învățat i asta? Iată tradiția. I-au pus nume Nehuștean, au început să se închine înaintea lui și l-au transformat într-un obiect de idolatrie împotriva lui Dumnezeu. Iată tradiția. N-au învățat nimic din lecția spirituală. Au decupat însă forma și s-au închinat ei. Asta este tradiția. Dragii mei, în momentele care urmează, vreau să urmăriți împreună cu mine lupta între scriptură și tradiție. Între noi, obiceiurile noastre și cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care spune nu adăuga, nu scoate, ci păzește în totul totului tot. Acum, în momentul în care trecem mai departe, vreau să vă spun, lupta Scripturii este o luptă pentru minte, este o luptă pentru dedicare, este o luptă pentru ascultare, este o luptă pentru schimbare, este o luptă pentru conformitate cu Scriptura. În totul, totului tot. Dacă vom înțelege lucrul acesta, Dumnezeu va schimba toată viața noastră spre bine și spre mântuire. Câtă vreme vom sta într-o zonă alterată de practicile noastre, de experiența noastră, de înțelegerea noastră, ca aici noi nu vom putea înțelege pe Dumnezeu absolut deloc. Haideți să mergem în continuare. Deci, conflict. Ce e botezul? Iată ce spune Sfânta Scriptură. Botezul este primul caz pe care vi-l propun. Roman 6 cu 4. Noi, deci, prin botezul în moartea lui Isus Hristos, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. ce e botezul? Îngropați în moartea Lui și dacă rămâi acolo, ai murit? Cum este dacă rămâi în apă, te înneci. Și apoi înviere din morți prin slava Tatălui pentru o viață nouă. Ieșirea din apă sau scoaterea din apă în cadrul botezului este unul dintre cele mai slăvite momente pentru că o facem prin slava Tatălui. Frumos! Doi. Întâi Petru 3 cu 21. Icoana aceasta preînchipuitoare sau simbolul acesta vă mântuiește acum pe voi, și anume, botezul, care nu este altceva decât mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, mărturia unui cuget curat. Omul care primește botezul vorbește despre, despre curățirea cugetului lui, de toate faptele moarte dinainte, de toate obiceiurile proaste pe care le-a avut, de toată necredința, de toată viața de până acum. Face curat în viața lui. Botezul asta simbolizează. Vreau să-mi spuneți, cum de-am ajuns la atâtea forme de botez? Priviți! Botezul prin turnarea apei asupra capului celui botezat. Botezul prin stropire o mare mulțime de oameni stropită cu apă sau cu aghiazmă. Mergând pe ideea că apa respectivă este sfințită și cum cade pe tine, te sfințește ea. Unde e moartea și îngroparea împreună cu Hristos? Unde este învierea împreună cu Hristos? Niciunde până acum, în legătură cu botezul, nu citesc cum că apa botezului este aceea care mă spală de păcatele mele prin stropire, prin faptul că mă atinge. Ea mă spală de păcatele mele în momentul în care eu cred că mor și vin împreună cu Hristos. Înțelegerea aceasta a faptului că eu mă identific cu Iisus Hristos, aceea este cea care lucrează în viața mea. Aceea aduce și produce schimbări. Nu apa care cade pe mine are în ea putere sacramentală de a mă mântui. Iertați-mă, n-am găsit asta niciunde. Copilul care la câteva zile este băgat în apă, botezat, cumva, este făcut creștin sau încreștinat, Vreau să vă întreb, unde este mărturia unui cuget curat? Păi ce copilul acesta a avut până în momentul acesta gânduri necurate în mintea lui? Să fim serioși, nu e așa. După ce l-ai pus în apă și l-ai scos de acolo, dintr-o dată i s-a rezolvat problema mentalității de acum încolo va gândi curat? Nu este Cugetul curat și mărturia în legătură cu Cugetul curat nu este un act de voință a unui om care, în toată maturitatea lui, acceptă să moară împreună cu Isus Hristos, să vină la viață, ca să audă din cer cuvintele care spun: Acesta este Fiul meu preubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Acesta este Isus Hristos. Ieși din apele Iordanului. La vârstă matură, la vârsta de 30 de ani. Primind botezul lui Ioan, care botez înseamnă baptizo, și anume scufundare. Și după ce s-a scufundat, a ieșit afară și a mulțumit lui Dumnezeu. Marcu 1 cu 4. A venit Ioan care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Se pocăiește copilul mic? La câteva zile? Unde este pocăința în cadrul botezului infantil? Nu cumva trecem noi copiii noștri printr-un proces care n-are nimic de-a face cu ei, ci doar am copiat forma și punem forma aceasta peste copilul pe care noi vrem să-l salvăm cumva, dar punem doar forma, fondul nu? Mai departe, în Matei capitolul 3 cu 2, el zicea, Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape, pocăiți-vă voi! Nu nașul să se pocăiască pentru tine. Pocăiți-vă voi! Și apoi, Matei 3, 6, pe la 17, de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Din apă. La vârsta de 30 de ani. În clipa aceea cerurile s-au deschis. A văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel, și a venit peste el și din cerul s-a auzit un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și iată-l pe Dumnezeu mărturisind clar semnificația botezului. Dragii mei, nu cumva în momentul în care copiem doar forma ajungem să nu mai înțelegem ce-i botezul? Ajungem să nu înțelegem ce-i mărturisirea unui cuget curat? Ceea ce înseamnă nu înțelegem ce e mărturisirea păcatului. Înseamnă că nu înțelegem ce e pocăința și nevoia pocăinței și că dacă nu ne pocăim, nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Din cauza asta, o mulțime de creștini astăzi evită pocăința pentru că nu înțeleg ce înseamnă pocăința și lucrul acesta pornește de undeva din zona în care apar confuzii. Te rog frumos! Botezul este momentul în care tu te legi de Dumnezeu cu toată puterea. Lași la o parte viața ta veche. Te-ai săturat de greșelile pe care le-ai făcut. Vrei o viață frumoasă împreună cu Dumnezeu. Vrei schimbarea cugetului tău. Vrei de asemenea o viață în care tu să fii numit fiu al lui Dumnezeu și să ai părtășie cu Tatăl împreună cu Isus Hristos. Dacă vrei toate lucrurile acestea, poarta pentru o viață nouă e botezul în care tu mor și învii împreună cu Isus Hristos. Simbolul acesta complet al cufundării în apă. Poate că ai moștenit altfel. Nu uita. În totul, totul tot. Asta este botezul. Orice altceva modificat, schimbat, e lovit cu nulitate. Este doar tradiția care se opune cuvântului lui Dumnezeu. 2. Fraților, întâi Petru, capitolul 5, cu 8. Fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Fiți atenți, fiți treji și vegheați. Nu-i bine așa? Atunci de ce e așa? De ce nu suntem treji? Poate că zicem, lasă că mai merge și așa. Mai merge din când în când cu cât o sticlă, cât un pahar. Mai merge din când în când cu cât un drog. Mai merge din când în când cu ceva de fumat, ca să-mi veselesc și eu viața, ca să-mi mai colorez. Nu, eu nu renunț la creștinismul meu, dar ce? Nu se poate creștinism și așa? Fiți treji și vegheați. Există un potrivnic care în momentul în care îți pierzi capacitatea de veghe, de-abia apucă. Să te înghită. Este vorba de o bătălie teribilă pentru minte pentru gândire, pentru capacitatea de a discerne între bine și rău, între sfânt și nesfânt. Creștinul trebuie să fie întotdeauna într-o stare de alertă, gata să primească de la Dumnezeu înștiințări și cuvânt. Să fie întotdeauna gata să pună în aplicare sfatul scripturii în situațiile dificile prin care trece în viață de fiecare zi. Și atunci. Roman 12, 1 la 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru harul lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aduceți-vă jertvă, o cum, patimile care vă robesc, evadările în irealitate care ne înnebunesc. Ființa. Momentele noastre de nebunie în care spunem că of, mai uh, suntem și noi naturali. Nu fac altceva decât ne arată firea noastră veche. Textul următor. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci prefaceți-vă, înnoiți-vă mintea. Prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită Voia lui Dumnezeu. Bună, plăcută și desăvârșită. Trimitere indirectă la codul moral al lui Dumnezeu, legea celor 10 porunci pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru ca să ne reglementeze comportamentul și viața noastră. Repet, dragii mei, nu uitați, există o bătălie pentru minte care se duce în lumea aceasta între Dumnezeu și între cel rău. Pentru mintea ta. Pentru fiecare secundă de veche se duce o bătălie extraordinară. Satan vrea să-ți încarce viața cu îngrijorări, cu probleme, cu nenorocire. Toate acestea sunt un fel de adormire a minții. Și când tu contribui la treaba aceasta cu băutură, cu pofte și așa mai departe, când tu însuși dorești să ai un moment de, 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 de pierdere a ta, un moment de neștiință a ta, când tu faci lucrul acesta, nu faci altceva decât conlucrezi cu El. Conlucrezi cu El. Haideți mai departe. Uneori, repet, spunem, lasă, Domnule, că sunt bine și așa. Nu mă mai bate la cap. Mă mântuiește, Domnul, și așa cum sunt. Nu recurgeți la pluralism pentru ca să vă creați un confort. Când Dumnezeu vă descopere că nu stați bine într-un loc, când Dumnezeu îmi descopere că nu stau bine într-un loc, să mă ajute bunul Dumnezeu să mă mișc de acolo. În zona unde Dumnezeu spune totul, totului, tot. Dragii mei, a schimba credința înseamnă să mergi în zona despre care vorbim. Nu înseamnă să, să ieși din zona aceasta și să vii la Cuvântul lui Dumnezeu. Când ieși la Cuvântul lui Dumnezeu, îți câștigi credința. Când eu ies din zona unde e confuzie și nu mai știu ce e botezul, nu mai știu ce este vegherea când ies din zona aceasta și ajung acolo unde Dumnezeu mă cheamă. Eu îmi recâștig credința, vă invit în momentul acesta să faceți gestul acesta de recâștigare a credinței dumneavoastră. Nu, nu-i vorba să vă pierdeți credința. Singurul lucru care vi-l pierdeți în momentul acesta este necredința și dacă doriți atunci fie așa, pierdeți-vă necredința și câștigați credința pentru Isus Hristos. Iată un alt un alt exemplu, temperanța. Nu știți voi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Nu știți lucrul acesta? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Nu rupeți ființa umană în două. Trupul și Duhul trebuie să fie la fel al lui Dumnezeu. Păstrați-le în sfințenie și într-o parte și într-alta. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Voi nu mai sunteți ai voștri, ci sunteți ai lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată Că dacă trupul meu este un templu, atunci eu trebuie să mă port cu trupul meu și în trupul meu exact cum mă port la biserică? Niște întrebări absurde. Le pun întotdeauna pentru că mi se pare că, prin absurditatea lor, pun în evidență un adevăr. Ai fumat vreodată în biserică? La tine în biserică, în sat! Te-ai dus să fumezi? atunci de ce fumezi în trupul ăsta? Care e a lui Dumnezeu? Te-ai dus vreodată să bei în biserică? Te-ai dus cu sticla de rom, de rachiu, de bere la biserică și ai intrat în altar să bei? Și atunci de ce? În templul Duhului Sfânt face aceste lucruri. Doar gândește -te. Nu-ți cer să mi răspunzi mie, dar răspunde lui Dumnezeu. Poate că astăzi vom ajunge la concluzia că nu stăm chiar așa de bine precum am spus. Apoi, dacă nimiștește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu, că și templul lui Dumnezeu este sfânt. Așa sunteți și voi. Despre ce sfințenie este vorba? Cineva spune de sfințenia cugetului, dragii mei. Templul lui Dumnezeu sunteți voi, voi nu sunteți ai voștri. Proslăviți pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru. Și trupul ia lui Dumnezeu. Deci, templul lui Dumnezeu este trupul tău și trupul meu. Și dacă templul lui Dumnezeu trebuie să fie sfânt și noi trebuie să fim sfinți, atunci n-ar trebui să urmărim mai departe regulile sfințirii. Haideți un pas mai departe. Dragii mei, zona asta în care ajungem acum este o zonă extrem de controversată. Să nu spuneți ce căutăm aici. Auziți, reguli alimentare. Ați văzut vreodată o religie care să nu impună ideea de sacru în obiceiuri? Întotdeauna când cineva vrea să vorbească despre sacru, se adresează obiceiului nostru alimentar, vestimentar, obiceiurilor noastre în ceea ce privește munca și odihna. Numai în momentul în care uităm de sacralitate, atunci noi ne purtăm oricum. Din cauza asta, noi nu ne mai punem problemele acestea. Pentru că am uitat de sacru, am uitat de sfințenie. Cine își mai propune astăzi să fie sfânt? Toată lumea spune, fi serios, sfințenia nu există. Dar, dragii mei, Sfințenia a fost o componentă fundamentală a societății umane până nu de mult. În momentul în care noi am inventat secularismul, atunci secularismul a mușcat din stânga și din dreapta și zona de sfințenie a devenit din ce în ce mai îngustă, mai mică, până când aproape a dispărut cu totul. Astăzi, zona de sfințenie mai este păstrată undeva formal, în altare și în biserici, dar formal. Și pentru ca să înțelegem că nu este cazul Dumnezeu spune: Fiți atenți, voi trebuie să păstrați sacrul în voi înșivă pentru că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Și dacă voi sunteți temple ale Duhului Sfânt, atunci regulile care țin de viața noastră cotidiană intră și ele sub incidența sfințeniei. Spre exemplu, în Filipeni capitolul 3 cu 19, apostolul Pavel spune: "O, Doamne, Dumnezeul lor este pântecele." Arătând că idolatria se manifestă în mâncare, în modul în care noi ne folosim stomacul. Este o problemă de idol, este o problemă de idolatrie. Este important ce mănânc. Se pare că da. Proverbe 28:11. Pentru o bucată de pâine poate să se redea omul la păcat în contextul idolatriei. Pentru o bucată de pâine poți păcătui. Este important să înțelegem și să subordonăm mâncarea noastră cumva lui Dumnezeu. Sigur că da. E sau pentru o mâncare a devenit desfrânat și lumesc, spune Evrei, capitolul 12, de la versetul 16 mai departe. Pentru o mâncare, el și-a pierdut dreptul la cer. Pentru o mâncare. Încă o dată, s-ar putea să ne surprindă lucrul acesta, dar Sfânta Scriptură face din problema poftelor și apetitului o mare bătălie. Uneori spunem să fim serioși, regulile alimentare nu sunt pentru noi. Și când vorbim de reguli alimentare, vă trimit undeva în Vechiul Testament, unde în Levitic 11 și Deuteronom 14, Dumnezeu este foarte clar în ceea ce spune atunci când zice băi, nu puteți mânca orice. Nu puteți mânca orice. Sunt Animale curate, animale necurate, și dintr-o dată în ideea de sfânt și nesfânt, Dumnezeu intră făcând ordine și în problemele acestea despre care vorbim. Și vom vedea că Dumnezeu creează o armonie între lumea sfântă din afară și lumea sfântă dinăuntru. Și cere omului să umble în sfințenie. Și să uh, se aplece către porunca sfințeniei pe care o dă Dumnezeu. Ok? Numai că noi avem o problemă aici. Noi spunem, a, știi ce se întâmplă? Uh, ai zis de levetic, de deuteronom? Păi, ăștia sunt pentru evrei. Și noi, pentru că am cultivat o ură ancestrală pentru evrei, din secolul 1, 2, 3, și am justificat-o de diferite sau cu diferite motive. Faptul că ei l-au ucis pe Domnul Isus Hristos, l-au răstignit și așa mai departe. Am nutrit această ură pentru evrei. Din cauza asta am dat Vechiul Testament la o parte aproape în întregime. Am aruncat și cele 10 porunci, am aruncat și regulile alimentare, am aruncat tot, uitând că regulile alimentare nu sunt de ale evreilor. Nu sunt. Citiți Geneza, capitolul 7, 2 și 3. Suntem înainte de potop. Nu era niciun evreu pe vremea aia. Era Noe și cu familia lui. Erau toți oamenii pe suprafața pământului și atât. Și ei moșteniseră din partea lui Dumnezeu convingerea și realitatea că există animale curate și necurate. Și în corabie au intrat șapte pereți de animale curate și numai una de animale necurate. Despărțirea e clară. În plus, nu știu de ce uităm că Domnul Isus Hristos s-a născut sub lege, dintr-o familie de evrei, fiind evreu. Apostolii au fost și ei evrei. Biserica așa a început și noi când ne numim creștini, ne numim creștini datorită faptului că îl urmăm pe Iisus Hristos. Iar Apostolul Pavel face trecerea dintre Iisus Hristos și noi spunând, păi, voi știți că Iisus Hristos a fost urmașul evreilor în trup, iar voi sunteți urmașii lui Isus Hristos în duh și că și voi sunteți evrei și încă voi sunteți adevăratul Israel. Haideți să vedem. Cum de-am ajuns de aici să putem să mâncăm orice? Cum de-am ajuns aici? Gândaci, păianjeni, liberi, orice. Vi se întoarce stomacul pe dos? De ce vi se întoarce stomacul pe dos? Datorită faptului că există, există o deosebire între ce se poate și ce nu se poate. Până și mintea ne spune treaba asta. Dragii mei, eu am plecat de la capre. O capră nu-ți mănâncă orice. Și dacă noi nu mai avem această înțelegere, atunci vă rog frumos, Lăsați ca firea să ne învețe lucrurile astea. Dar cum am ajuns să mâncăm orice? Auziți, există anumite confuzii. Noi le folosim din Sfânta Scriptură, confundăm lucrurile, ne place să, le, să aducem confuzie și apoi să scoatem din ele ce vrem. Auziți, Marcu 7 cu 19, fiindcă nu Intră în inima lui Cin pântece, și apoi este dat afară în hazna, în toaletă, a zis astfel, făcând toate bucatele curate. Când citim treaba asta, ne apucă o bucurie așa și spune: S-a dezlegat! Uite că nu mai e adevărat, regulile astea ale evreilor nu mai țin. Numai că în același capitol, Marcu, capitolul 7, la începutul capitolului acestuia, înainte să se ajungă aici, Scriptura vorbește. Farisei însă și toți ei, nu mănâncă fără să spele cu mare băgară, băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Pac! Și ajungem la obiceiuri, datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină. acum: Spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și atunci, aici... Când Domnul Isus Hristos spune, a zis astfel: Făcând toate bucatele curate, Mântuitorul vorbește despre a mânca cu mâini nespălate. Citiți, vă rog, aceeași relatare din Matei, capitolul 15, care concluzionează pasajul acesta al lui Marcu și ne spune clar că e vorba despre altceva. Matei 15 cu 20 spune, iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Și atunci observați cum neînțelegând într-o confuzie luăm o problemă care tratează datina bătrânilor și o aducem în zona care ne convine nouă și spune că uite s-a dat dezlegare la toate. Când, în realitate, Dumnezeu aici nu vorbește despre legile sănătății și sanitare și ale curăției pe care tot el le-a dat. Printre altele, în Faptele Apostolilor, capitolul 10 cu 14, în jurul anului 37 după Hristos, la 10 ani aproape după ce s-a întâmplat evenimentul acesta, Petru spune, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Aceasta este realitatea de pe teren. Aici este o realitate înțeleasă, dedusă, greșit. Iar jos avem o realitate care se întâmplă în viața Apostolului Petru care spune Eu n-am călcat niciodată regulile din Deuteronom și din Levetic. Niciodată. Frații mei, mai avem două hopuri mari și grele. Vă voi invita să aveți răbdare cu mine. Sfântul Apostol Petru vorbește despre scriere lui Pavel și spune Pavel e greu de înțeles și mulți iau scrierile lui și le răstâlmăcesc spre nenorocirea sau spre pierzarea lor. Problema idolilor. Iată un idol despre ei vom vorbi în continuare. Pavel este un misionar el depășește bariere culturale, granițe na naționale, în căutarea oamenilor pe care Dumnezeu îi are pregătiți pentru Evanghelie. Când trece de la o zonă la alta, de la o na națiune la alta, el se întâlnește cu idolatria, cu idolii. Spre exemplu, el spune că atunci când a ajuns în Atena, în fapte 17 cu 16, I s-a întărit sufletul când a văzut cetatea aceasta plină de idoli. Acolo el a găsit încă un altar care scria pe el unui Dumnezeu necunoscut. Atât de mulți idoli aveau, atât de multă preocupare aveau ca să nu cumva să le scape vreo forță a naturii la care ei să nu se închine. Și în timp ce ei făceau lucrul acesta, acolo erau cei mai mari filozofi. Foarte interesant. Mă așteptam ca filozofii să fie raționali. Ca filozofii să nu sucombe, să nu se supună unor astfel de gândiri mitice, mitologice, ireale. Cu toate acestea se vede treaba că filozofia nu ne scoate neapărat din zona iraționalului, ci deseori ne introduce acolo, în zona iraționalului. Bun. Pentru că are de-a face cu oameni care gândesc în felul acesta, Apostolul Pavel intră într-o bătălie de concepție în legătură cu cine e Dumnezeu și cine sunt idolii. Iată problema pe care o are Pavel. Pentru Pavel, idolul înseamnă o scurcircuitare a minții. O scurcircuitare ideologică. Sub traumele realizate de frică, de spaimă, aceste scurcircuitări funcționează ca niște blocaje care blochează mintea. Blocaje care înrobesc ființa umană. Un om care are în mintea lui idoli este un om blocat și este un om rob prin spaimă și prin frică. Din cauza aceasta, el luptă împotriva ideii sau conceptului de idol. Și spune mai departe, dragii mei, un idol este tot una cu nimic. Vom vorbi despre lucrul acesta. El înțelege că marile probleme legate de idolatrie și de Dumnezeu falși sunt probleme legate de mentalitatea oamenilor. Tu ai idolii aici. Ei nu există în realitate. Nu există în realitate. El mergea printr-un oraș plin de așa ceva, un om al Antichității, când trecea printre asemenea chipuri se speria pur și simplu, trecea terefiat să nu-l lovească zeul ăla, să nu-l lovească zeul cu să nu-l lovească zeul cu tare. Se ducea la fiecare, dădea un ban aici, un ban dincolo, până când trecea prin toată Atena, rămânea fără bani. Dar știa că a scăpat teafăr de atâția zei. Și Apostolul Pavel vine și spune, oameni buni, ăștia nu sunt reali. Totul este în mintea voastră și din momentul acesta începe o bătălie a minții. Acești oameni. El este acela care trece prin Atena fără nicio problemă. Lui nu este frică de așa ceva. El nu jerfește. El nu dă niciun ban, nici în stânga, nici în dreapta. Se uită în stânga, în dreapta și zice leu ce fac cu măștile astea aici? Săracii oameni. Ei au toate măștile astea în capul lor. Și Apostolul Pavel se străduiește să le scoată din mintea lor. Problemele însă apar în momentul în care acești idoli trebuie hrăniți. Că de, dacă sunt în realitate, tu trebuia să demonstrezi că tu crezi această realitate prin faptul că le dai să mănânci. 1 Corinteni 8,4 Când despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, noi știm că un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Ha. Cu alte cuvinte, când tu dai de pomană idolilor ăstora, să fie clar că tu dai de pomană la nimeni. Este o problemă de mintea ta. Dar observați, în timp ce lupta se ducea pentru minte, în zona tradiției se înscrie mâncarea, lucrurile jerfite idolilor. Despre asta este vorba. Și atunci apostolul Pavel spune, dacă tu crezi că un idol este totuna cu nimic, atunci... Nici mâncarea lor nu trebuie să reprezintă o problemă pentru tine. Da? E o problemă de minte. Ce te faci totuși cu omul care în mintea lui sau mintea lui este plină cu magie, cu blesteme cu vârcolaci, cu tot felul de idei de felul ăsta. Apostolul Pavel spune, nu-i nimic, dar el le are în minte. Și atunci fiți atenți, spune, pentru un om care gândește așa, eu zic că ce jerfez neamurile, jerfez demonilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu demonii. Mintea noastră ne pune pe domeniul lui Dumnezeu sau pe domeniul demonic. Fiți atenți cum gândiți. Deschideți uși care nu se mai pot închide. Situația este atât de dramatică încât în secolul I, atunci când creștinilor li se cere să pună câteva boabe de tămâie să le jerfească în fața statuii împăratului sau a zeilor romani, creștinii refuză să facă lucrul acesta pentru că ei nu vor să fie în cu demonii, cu lumea demonică. Observați bătălia minții. Suntem foarte aproape. Suntem foarte aproape. Când crezi lucrurile, se încurcă rău de tot. Șansa este să te eliberezi din punct de vedere al minții. Scoate toate aceste superstiții din mintea ta. Există un singur Dumnezeu. Închină-te lui. Lasă-i pe ceilalți deoparte. Că dacă crezi, intri în domeniul acesta. Iar creștinii au vrut ca mai degrabă să moară decât să stea pe domeniul acesta atât de delicat. Conflicte. Având în vedere subiectul acesta, Apostolul Pavel vorbește despre lucrurile sau mâncărurile jertfite idolilor, adică acelora care sunt tot una cu nimic și le zice așa. 1 Corinteni 8, 4, 7, 12. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot un cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jerfit unui idol și cugetul lor care este slab, este întinat. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Înțelegeți? Unii fiind obișnuiți până acum cu un idol, mănâncă un lucru ca fiind jerfit unui idol și cugetul lor Intră în domeniul acesta al întinării. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre o realitate pe care o găsim în Roman, capitolul 14, cu 1. Nu vă bucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Și acolo Apostolul Pavel vorbește despre idoli și despre purificarea minții și despre deschiderea sufletului înaintea lui Dumnezeu, despre renunțarea la superstiții, despre renunțarea la, 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 la conceptele care ne fac pe noi să credem în, în existența unor zei supranaturali și așa mai departe și spune, din cauza că ei nu există, sunteți liberi. Sunteți liberi cum? Simplu. Imaginați-vă că în Corint un creștin se ducea la piață și acolo găsea la tarabă o mulțime de cărnuri. Marea majoritate a cărnurilor veneau de la templele din oraș, care nu puteau consuma toată carnea și o vindeau mai departe pe piață ca să câștige bani. Și atunci creștinul, ca să facă deosebirea între. Uh, carne care este jerfită idolilor și nu este jerfită idolilor, se ducea și întreba asta de unde vine. Și dacă îi se spunea uite, vine de la templul zeiței Afrodita. El zicea, nu-mi nu o da pe asta. Unde e aia de la Ciobani? Și zice, asta e de la Ciobani. Și-o lua de la Ciobani și formă uh, măcelarul care era păgân, evident, râdea în spate și zicea te-am mințit, te-am păcălit. Și creștinul avea o permanentă problemă cu lucrul ăsta. Și Apostolul Pavel spune nu-ți mai face probleme. Idolul n-ar trebui să-ți creeze o problemă ție când mănânci, când iei din piață. Uită-te doar dacă este curată sau necurată, atât. Nu te mai îngriji și dacă este închinată unui idol sau nu, nu este închinat unui idol. Dragii mei, așa spune Pavel. Confuzia constă în faptul că noi am luat această afirmație a lui Pavel, cine mănâncă să nu-și pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine nu mănâncă pe cine mănâncă și am aplicat-o regulilor lui Dumnezeu. Regulilor lui Dumnezeu din Levetic și de Dar nu uitați, Roman 14 cu 1, la începutul capitolului, ne spune clar, aici e vorba de păreri îndoielnice, nu de ceea ce Dumnezeu a hotărât foarte clar să fie sau să nu fie în viața noastră. Din cauza aceasta, textul care spune să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, Corinteni 10 cu 25, se referă la aceste subiecte despre care Sfântul Apostol Pavel încearcă să salveze, să elibereze mintea credincioșilor din vremea lui. Am amintit aceste lucruri tocmai și numai pentru că n-aș vrea ca cineva să se împodmolească în ele. Le va găsi în Sfânta Scriptură, le va citi. Să dea Dumnezeu să le înțelegem. Ultimul conflict pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, pe care vi-l propun în momentul acesta, este conflictul și tradiția noastră în legătură cu sabatul. În Evrei, capitolul 4, cu 9, ni se spune, rămâne o odihnă de sabat, sabatismos pentru poporul lui Dumnezeu. Cum de-am ajuns noi să zicem că nu contează? Leveticul 23 cu 32. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă. Să vă zmeriți sufletele în ziua aceasta, din seara zilei a noua, până în seara zilei următoare să prăznuiți sabatul vostru. Luați această expresie. Este vorba de sabatele ceremoniale. Aici este vorba de ziua ispășirii. Nu este vorba de sabatul zilei a șaptea care este în porunca lui Dumnezeu. Este vorba de alte sabate pe care le aveau la calendar, cum avem noi astăzi zilele tuturor sfinților pe calendar. De asta și zice sabatul vostru, nu sabatul Domnului. În porunca a patra este vorba de sabatul lui Dumnezeu, aici este vorba de sabatul vostru, este un sabat ceremonial. Din cauza aceasta, în Roman 14, cu 5, spune: Unul socotește o zi mai presus decât alta pentru altul, toate zilele sunt la fel, fiecare să fie de plin încredințat în mintea lui, pentru că, în ceea ce privește aceste zile ceremoniale, ziua ispășirii s-a împlinit la Iisus Hristos, ziua de Paște s-a împlinit cu moartea Domnului Iisus Hristos. Toate aceste zile și-au atins semnificația și importanța lor la moartea Domnului Iisus Hristos. Din cauza aceasta, Apostolul Pavel spune: Nu mai contează aceste zile, ele s-au dus și au găsit împlinirea în jertfa mântuitoare a Domnului Isus Hristos. Porunca aduce aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Șase zile să lucrați, dar ziua șaptea este sabatul, ziua de odihnă cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei. Este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Sabatul Domnului. Faceți diferența între sabatul Domnului și sabatul vostru. Sunt zone de confuzie care ne fac, în momentul acesta, să nu înțelegem despre ce este vorba. Confuzia acestor lucruri care țin de tradiția noastră, de modul nostru de a înțelege, ne face să stăm deoparte și să nu vedem puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, în esență, Dumnezeu niciodată nu se contrazice pe sine. În esență, Dumnezeu niciodată nu se anulează pe sine. În esență, ceea ce Dumnezeu a lăsat odată să fie sfânt, va fi sfânt până la capăt. Ceea ce Dumnezeu a poruncit odată, va fi poruncit până la capăt. În afară de lucrurile tipologice care se împlinesc la Domnul Isus Hristos, toate celelalte lucruri constituie mai departe o realitate pe care Sfânta Scriptură o pune înaintea noastră. Față de această realitate pe care Scriptura o pune în față, noi suntem chemați la o atitudine de felul acesta. Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău iar în Isaia 63 cu versetul 8 mi se spune negreșit ei sunt poporul meu niște copii care nu vor fi necredincioși niciodată și astfel El s-a făcut mântuitorul lor ceea ce e frumos este faptul că dacă Dumnezeu s-a făcut mântuitorul nostru lucrul ăsta se face pe bază de ascultare se face pe baza Dorinței și a dispoziției mele de a asculta. Și uite, așa, în final, am descoperit că nu stăm foarte bine. Am descoperit că anumite practici care țin de tradiția noastră contravin principiilor veșnice pe care Dumnezeu mi le-a dat. La nivel de ascultare, vă invit în seara aceasta, acum, să luați în considerație privilegiul de a ne recâștiga credința noastră într-un Dumnezeu care nu se schimbă niciodată și care ne oferă mântuirea Lui. Dumnezeu să vă binecuvintează!